Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unii spun că pâinea poate fi pusă în congelator când e proaspătă. O pui în congelator și după aceea o dezgheți în liniște, merge așa. Confirm. O prăjești dacă vrei, dacă nu. O pui la cuptor. O ca să îi dai față. Nu, aia la cuptor, dacă ai pâine uscată, pâine mai veche, știi? Asta e un lucru pe care îl făcea tata și pe care îl făceau mulți români înainte de 89, când era mai greu cu pâinea. Da, da. Găseai pâine. Și atunci se cumpăra pâine și ea, că după ce se usca, se tăia bucăți așa felii sau întreagă, se stropea și se dădea la cuptor. Da, și acum trăgea umezeala respectivă. Voi nu cumpărați de sărbători, de Revelion, de Paște, pâine proaspătă și o pui la congelator și în ziua sărbătorii cât o pui un pic la cuptor după ce o scoți din congelator și e pâine caldă. Luptăm cu kilogramele și de cea mai puțină pâine. Asta și eu, da, sunt de acord. Mămăliguță, pentru sărmăluțe, mămăliguță în primul. Mămăliguță, da, pe un salata bef. Nu salata bef, ai dreptate. Bun, deci, ce nu trebuie să punem la rece? Roșii. Sunt mulți oameni care pun roșii la rece, mare greșeală. Dar aparent și că roșiile alea mici, sherry sau cherry, alea și că sunt ok. La frigid nu știm de ce. Poate că ele fiind mai mici deja, atunci când le pui la rece, da, asta sunt nu știu. Deja micșorate. Eu țin roșiile, doar dacă vreau să se mai coacă puțin, le las afară. Dacă nu, le țin la rece și sunt bine. Da. Ceapă la frigider, niciodată. Exclus. Împute frigiderul. Da, să vezi când tăiate eventual. Cartofi. Pune cineva cartofi la frigider? Noi. Cine noi? Cartofi noi. Cartofi noi, da, dar nu mult. Puțin. Nu, până-i gătești. Până se învechesc. Da, gen un kil, două. Până mai îmbătrânesc. Două, trei zile, că pormă încep să măsoresc. Da. Uleiul la frigider, niciodată. Pentru ce l-ai pune. Se solidifică, nu știu de ce. Se solidifică. Unii se gândesc să nu se răncezească dacă îl las afară mai mult. Banane, niciodată. Ați încercat să puneți banane la frigider? Nu. Se fac negre imediat, am încercat eu odată. Nu știu ce s-a întâmplat. Le frig. Da. Și de la frig se fac negri. Cafea. Cafeaua nu are ce căuta în frigider? Aici e o filozofie întreagă cu cafeaua. Am auzit foarte mulți oameni care practică asta și se găsesc și sfaturi pe internet în sensul ăsta. Sunt mulți care susțin că își păstrează mai bine aroma cafeaua la frigider și aveam amici ai căror părinți păstrau cafeaua la frigider, era muluit. Da, nu își păstrează. N-am auzit niciodată de asta. Da, niciodată n-am auzit. Cafeaua trage aroma de... Dacă mai ai în frigider niște alte arome, ajung în cafea. Măi, punga bine închisă, da? Punga bine închisă, e punga sigilată. După ce nu neapărat, ai deschis-o, nu, folosești și pe urmă o strângi bine și o legi cu un elastic sau cu o clamă, ceva, da? Practic. Dar oamenii o torni în ceară. Spun, da, că și-ar păstra mai bine aroma pe termen lung la rece. Dacă bei așa o cafea pe lună, în principiu, da. Da. Și miere, că mierea se cristalizează mai repede dacă o pui la rece. Și adică nu e bine. Da, dacă vrei să mănânci cristalizat, o pui la frigider. Nu știam. N-am ținut niciodată nici miere la rece. Și usturoi. Pune cineva usturoi? Negativ. Da. Da. Cine pune usturoi la rece? Tot usturoi noi. Da, usturoi nu, usturoi vechi. Pui la frigider usturoiul? Da. Dar de ce faci asta? Pentru că de ce? Eu folosesc destul de puțin, deși gătesc. Foarte rar folosesc usturoi. Nu gătești cu usturoi? Nu. Nu știi ce e bun în viață? Nu în mod curent. Da? De exemplu, spaghetele, aglio olio, peperoncini, la care folosesc usturoi și am un necesar de 2-3 căței. Așa. Și atunci dacă cumpăr două căpățâni de usturoi din piață, dacă le țin pe balcon, ele încolțesc. Da. În frigider se oprește procesul de încolțire. Dar n-ai o cămară? Întuneric și mai răcoare. Întuneric, dar nu foarte răcoare. Da. Și atunci la frigider, să știi că usturoiul stă foarte bine, câteva săptămâni, luni. Bune. Da. Și mâncarea gătită la frigider, dar puțin timp se pune. Cum adică? Adică mâncarea gătită nu o lași foarte mult timp, că dezvoltă diverse arome. Mâncarea gătită, dacă o ții mai mult la frigider, înțelegi? Asta zic. Adică să nu ții prea mult timp la frigider. Normal. O mănânci, pentru că altfel ea evadează, capătă personalitate. Normal, proprie. Că de la o vreme încolo, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.